Azi suntem la cina Domnului. Și despre primii creștini este scris că ei stăruiau în frângerea pâinii. Cina Domnului mai este numită și frângerea pâinii. Sunt sinonimii expresiile este înseamnă una așa aceeași. Uh. Sau Sfânta Împărtășanie, când zic oamenii, toți sunt sinonimi. cu toate că anii, alții pun puțin alt sens în Sfânta Împărtășanie, dar cam tot asta e sensul. Înainte ca să uh, răspund la întrebarea care o vedeți aici, ce înseamnă și cum se stăruie înfrângerea pâinei, vreau să împărtășesc un comentariu care l-am văzut dimineață pe canalul Moldova Creștină. Eu am anunțat în video despre aceea că vom face strângerea asta specială ca să ajutăm lucrarea de misiune din Bruxelles. Și știu că unii s-au uitat la mine suspicios. Noi să ajutăm pe Bruxelles, noi Moldova să -i ajutăm pe Bruxelles. Ei, vreau să vă spun că în Europa, cei care ați fost și ați lucrat, ia ridicați mâna, cine ați fost și ați lucrat în Europa? Ridicați, vă rog, mâna, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Așa, așa e că acolo nu cresc bani pe copaci? E adevărat, așa? Și e adevărat că greu să fac banii și acolo? așa, foarte greu să fac. Și e adevărat că foarte ușor și mult scheltui acolo. Așa că totul e scump. Vreau să vă spun că nu e deloc ușor acolo cei care merg să nu vă faceți impresia că acolo banii cresc pe copaci pentru că nu cresc banii pe copaci. Se fac greu și aici, se fac greu și acolo, dar s-a început o lucrare deosebit de frumoasă. 10.000 de moldoveni sunt acolo în Bruxelles și noi am fost cu soția, am fost acolo și am văzut, am rămas profund mișcați de tot ceea ce am văzut acolo și mai ales într-un timp așa scurt cum Dumnezeu binecuvântează și crește lucrarea aceea. Încăperea în care au luat-o ei nu mai încăpeau, erau foarte mulți acolo și Dumnezeu le-a dat o posibilitate să cât au căutat până au găsit localul ăsta, că e foarte greu să găsească un local și când l-au găsit, acum încă mai au și posibilitatea să-l procure. De asta, noi, participăm. Știu că poate participarea noastră, eu tare mă rog să fie poate ceva mai mult de 1000 de euro, măcar să dăm și noi. Nu știu cât va fi, vom vedea cât. Dar tare vreau să luăm și noi parte și cu prilejul ăsta vreau să încurajăm și celelalte biserici de pretutindeni și să nu vă gândiți niciodată când este o nevoie că e prea puțin ce o să pot eu contribui și numai o să mă fac de rușine. Nu! Scriptura ne învață să dea fiecare după puterea lui, atât cât poate el. Și asta este o binecuvântare, când putem și noi să luăm parte la niște lucrări frumoase. Și ce frumos că putem lua parte. Și iată aici, nu știu, nu se vede, cred că la voi prea bine, nici eu nu văd chiar bine aici, dar hai, încerc să citesc. Iată, cineva din biserică de acolo a pus un comentariu, că eu am zis că vom face azi colecta și uitați-vă ce comentariu a spus. A, mersi mult, amin, slavă Domnului, mersi mult, domnule pastor, pentru lucrarea pe care o faceți, faceți un lucru mare, domnul să vă binecuvânteze. Eu sunt membru Bisericii Golgota din Belgia și am rămas, rămas plăcut surprins să aflu că frații din Biserica Buna Vestirii se roagă pentru noi și vor să ne ajute și material în procurarea locarului, prin faptele dumneavoastră, insuflați o încredere deosebită despre măreția și bunătatea lui Dumnezeu. Auziți? prin fapta noastră, ce efect are asupra lui omul și ce efect va avea asupra altuia. Domnul să vă răsplătească. Cu siguranță că Dumnezeu ne va răsplăti la toți. uitați vă ce minuni a făcut Dumnezeu aici la noi, cum eram noi, de unde suntem uimiți, de unde Dumnezeu a dat toate resursele astea, câte lucrări s-au făcut, bani suntem într-o clădire așa frumoasă. Și apoi, să fim sinceri, Câți din frații noștri care sunt plecați peste hotare, ori au trimis ceva aici, ori veneau în timp ce era construcția și lăsa, care o 100, sută, care o mie de euro venea și lăsa aici, lucrurile mergeau încet, încet. De multe ori nici nu știam cine sunt oamenii ăștia, nu știam. Întram aici, întrau și lăsau ceva. Că au auzit și ei despre nevoia asta, au auzit dintr-un video, au aflat ceva și așa e frumos, așa e frumos, totdeauna să luăm parte. Cum spune în scriptură, în împrejurarea de acum, prisosul vostru să împlinească nevoile altora, ca la vremea potrivită și prisosul lor va împlini nevoile voastre. Așa este frumos. Și asta înseamnă a stărui în legătura frățească. Iată, fapta asta noastră, noi stăruim în legătura frățească. Nu că am avea nevoie. Nevoie totdeauna. N-am avea nevoie. Nevoie avem totdeauna și avem foarte multe, așa Dar Dumnezeu ne binecuvântează în toate nevoile și tare mult ne bucurăm și vrem să-i ajute Dumnezeu pe frații noștri cu banii ăștia să adune cât mai curând și tare mult încurajăm și celelalte biserici din țară să ne urmeze pilda. Cu siguranță că putem contribui mult acolo din țară, cred că putem aduna vreo poate și jumătate din sumă, putem aduna și frații noștri să facă un pas înainte și să vedem un pas mare înainte și să vedem cât mai mulți mântuiți acolo în Bruxelles și în toată diaspora. Bun, deci despre primii creștini în Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor este istoria primei biserici. Dacă vreți să știți cum a luat naștere biserica creștină și cum au fost la începutul bisericii creștine, trebuie să citiți Cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament. Și iată acolo spune că după ce în ziua cinzecimii, la Duminica Mare, prima Duminică Mare, când s-a coborât Duhul Sfânt, s-au pocăit mulți oameni, 3.000 de oameni s-au botezat într-o zi. Și apoi despre oamenii ăștia spune că ei toți, oamenii ăștia, toți creștinii ăștia, primii creștini, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pânii și în rugăciuni. Și i-a previst ce rezultat frumos era. Zice, fiecare dintre acei 3.000 de creștini, fiecare era plin de frică. Nu plin de frică de umbra lui, că sunt azi plin de frică de umbra lui. Nu plin de frică de umbra lui. Plin de frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu e bună, tare, e foarte bună frica de Dumnezeu. Pentru că cel care se teme de Dumnezeu, are frică de Dumnezeu, acela îi are belșug de pace în inima lui și nu se mai teme de nimic care este în re... nu mai tulbură lucrurile care sunt în jur. Frica de Dumnezeu este o mare binecuvântare. În Biblie spune frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Binecuvântată e omul care are frică de Dumnezeu. Și oamenii ăștia, zice, erau plini de frică de Dumnezeu. Și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Apropo, azi întrebăm, de ce nu se mai întâmplă minuni ca în vremea aceea? De ce nu mai face Dumnezeu? Vreau să știți că nu ține numai de slujătorii bisericii, ține de întreaga biserică. Toți creștinii trăiau așa, ia uitați-vă ei, stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, înfrângerea până în rugăciuni și așa Dumnezeu făcea minunile astea. Și așa le va face Dumnezeu și cu noi. Dacă noi tot vom stărui în aceste lucruri. Deci noi deja am început să stăruim foarte bine, totdeauna am stăruit în studierea scripturilor, dar nu suficient. Mai este loc încă să stăruim mult mai mult și mai bine. Apoi în rugăciuni, ce mă bucur că am făcut săptămâna asta de rugăciune. Cu siguranță că vom vedea roade frumoase. Mă bucur să văd cum stăruiți în legătura frățească. Și iată un exercițiu, o bună faptă de a stărui în legătura frățească. Chiar azi am făcut-o cu colecta asta. Noi stăruim în legătura frățească, stăm alături de frații noștri de acolo, din Bruxelles, și ajutăm în nevoia asta. Dar zice aici că trebuie să stăruim și în frângerea pâinii. Ce o fi stăruința asta în frângerea pâinii? Când zice frângerea pâinii, da, hai că înțelegem acum și mai târziu. Iată mi-a pus cineva întrebare. Ați văzut, acum răspund la multe întrebări. Cred că voi nici nu reușeți. Cineva mi-a spus, eu nu reușesc să le ascult, că reușesc să le înregistrez. Ei, caut să le înregistrez, pentru că oamenii îmi pun întrebările și eu vreau să fiu un bun și vrednic slujitor în Evanghelie. Vreau să răspund la oameni la întrebările astea și vreau să le răspund timp de șapte zile. Și cam îmi vine cam șapte, opt întrebări. Iată, săptămâna care vine, trebuie să răspund la opt întrebări în fiecare zi. Iată, o întrebare a fost despre aceea Dar la cina Domnului este bine să fie tăiată pâinea cu cuțitul Sau trebuie numai decât să fie frânte? Iată, noi o vom frânge, dar unii iau tăiată cu cuțitul Veți asculta și veți vedea care e răspunsul Însă, vedeți aici că oamenii vor să știe Cum, cum să iei cina Domnului corect Oare a stărui frângerea Înseamnă să iei parte numai atunci când este pâinea frântă Sau să iei parte și atunci când este tăiată cu cuțitul Veți asculta video și veți vedea de acolo mai mult. Însă eu hai să vă explic ce înseamnă cuvântul ăsta, a stărui prima dată. Cuvântul ăsta e în limba greacă, că Noul Testament a fost scris în limba greacă. Și atunci noi trebuie să ne întoarcem totdeauna să vedem, dacă vrem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, să vedem acolo, la origini, ce înseamnă cuvântul ăsta. Și ce bine că acum avem instrumente. Altădată oamenii n-aveau acum pe un telefon, am toate, enciclopedii, ce vrei, găsesc imediat. Foarte bine. Și iată cuvântul ăsta, Pros cartereo, așa se citește, cuvântul ăsta este folosit de 10 ori în Noul Testament și asta înseamnă a adera la ceva, a fi adept unei persoane sau unui lucru. În cazul ăsta erau, au aderat, erau adepții frângerii pâinii, da? Înseamnă să fii devotat sau constant la ceva sau cuiva. Deci erau devotați, constanți în frângerea pâinii. A fi neclintit la un lucru înseamnă a acorda grijă neîncetată unui lucru, a continua tot timpul într-un lucru sau într-un loc anumit, a persevera și a nu leșina când faci lucruri acela. Inclusiv și asta înseamnă să nu leșini când faci așa. Deci a arăta curaj și a nu cădea. Deci sau mai înseamnă a fi în permanent pregătire pentru ceva, gata, de -a gata pentru a face ceva. Asta înseamnă. Cu alte cuvinte, a stărui înseamnă a persevera, a insista, a face continuu un lucru, a nu înceta, a nu face pauză. A face cu aceeași insistență un lucru totdeauna. Și primii creștini așa făceau ei. Ei stăruiau în frângerea pâinii. Să frângă pâinea, asta e tot. Ce așa, ce ești de stăruit să pâinea? Păi, totdeauna când mănânci frângi pâinea. Mai ales că, apropo, că unii fac caz din asta. Acolo în Asia, Pâinea este lipid, ăștia sunt pâinea. Și pâinea aceea este ca și cum ar fi la noi o, tăi, o hrincă tăiată. Acum așa este pâinea aceea. Și atunci din lipide acela rupi și moi în humusul acela gustos și mânâi sau ce este acolo, așa, și tot, totdeauna rupe. Ce însemnând asta? Ce înseamnă vorba asta? Uh, cuvântul ăsta V-am zis că e folosit în mai multe ori. Iată, de exemplu, apostolii când s-au ales atunci diaconiceia, apostolii le-au spus, când oamenii au zis că avem probleme, trebuie să ne rezolvați problemele. Și apostolii au zis, nu este bine ca noi să slujim la mese. Alegeți din mijlocul vostru câțiva oameni din credere, noi, zice, ne vom pune mâinile peste ei, în sens că le vom încredința, vom întări autoritatea pe care le-o dați voi, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Deci asta trebuiau să facă apostolii, să stăruiască, să persevereze, să insiste în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos, în seara aceea, când a fost prins, arestat în seara aceea, înainte de a merge în grădina Ghețiman, cei care ați fost în Ierusalim, ați văzut, știți grădina aceea Ghețiman, valea aceea și apoi te ridici așa în sus, pe muntele măslinilor acolo, E chiar în vale acolo grădina Ghețimani. Cum cobor de pe muntele măslinilor ca să vii la templu, acolo jos este grădina Ghețimani. Și iată Domnul Iisus, înainte ca să vină în grădina Ghețimani, în grădina Ghețimani s-a rugat, dar înainte ca să vină aici, a avut cina cea de taină. Și când stătea la cine, era doar cu cei 12 ucenici ai săi. Cum stăteau la masă, Domnul Iisus Hristos a luat-o pâine. Și el a binecuvântat pâinea, apoi a frânt-o pâinea și a zis: Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Mâncați toți din el. Apoi, după aceea, a luat un pahar cu vin și s-a rugat pentru el la binecuvântat, și după aceea a zis: Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, sângele legământului Celui Nou care se varsă pentru mulți. Beți toți din el. Și după aceea le-a spus, așa să faceți de acum înainte. Lucrul ăsta să-l faceți înainte. Atunci, în seara aceea, Domnul Iisus Hristos a instituit legământul, nou legământ și numai decât a lăsat un semn al legământului. Iată, eu pe mână am inel de căsătorie. Asta nu e o bijuterie. Eu nu port o bijuterie. Și nici soția mea nu poartă bijuterie. Și oricine care poartă inelul ăsta, asta nu e o bijuterie, dragii mei. Asta este un semn al legământului care e foarte cunoscut în orice țară, universal. Oricine cunoaște asta. Orice om când vede asta, știe că ăsta este un om care stă în căsătorie. Și apoi ați văzut la anunț, când sunt nunțele, cu nunile când le fac, atunci când le îmbrac inelele, le vorbesc despre inelele le spun, puneți-vă inelele pe mâini, le spun, aveți grijă. Când veți trece prin cele mai mari încercări prin viață, când tare veți fi ispitit să divorțați, să plecați, să terminați cu căsătoria asta atunci să privești la inel și să-ți amintești că ai intrat într-un legământ și trebuie să fii credincios legământului. Și asta trebuie să-ți amintești că căsătoria trebuie ținută în toată cinstea. În toată cinstea instituția căsătoriei și trebuie să trec peste probleme. Asta trebuie să-ți amintească. Ții, ca să poți trece caz, azi oamenii nu mai pot trece prin probleme. Azi așa e chipul veacului estuia. Tipul veacului este că foarte ușor cedează. Nu, nu, nu poți ceda. Nu poți ceda ușor. Este vorba despre un legământ. Trebuie să perseverezi, să rezolvi, să rămâi în legământ. Ei, uite așa Domnul Isus a lăsat un semn al noului legământ în care am intrat noi. Și El a zis așa, să faceți totdeauna. Acum, primii creștini exact așa făceau. Ne spune acolo că toți erau nelipsiți de la templu, că ei nu aveau adunare ca a noastră. Ei se adunau pe scările templului. Am făcut odată de acolo din Ierusalim un video, l-am pus, l-ați văzut. Chiar de pe loc unde se adunau creștinii. Ei se adunau pe scările templului și acolo făceau biserica lor. De acolo nu i alunga nimeni, nici măcar ei. Nu intrau în templu. Ei erau așa la o margine a templului, pe scări stăteau. Și iată zice, toți erau nelipsiți de la templu, primii creștini, erau nelipsiți în fiecare zi. Dacă îți pare că e prea des să ne întâlnim de două, de trei ori în săptămână la biserică, Apoi ei erau nelipsiți de la templu, zicem, fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curății din inimă. Ce înseamnă că ei făceau frângerea pâinii, o făceau acasă, în familie atunci. Asta, așa procedau ei. Nu era nimic greșit în asta și nu nimic greșit cum facem noi azi. Fapt este că ei stăruiau în asta, ei perseverau. Pentru ei era foarte important să facă frângerea pâinii. Dar de ce este important, așa de important lucrul ăsta? Ei îl făceau ori la templu, ori îl făceau acasă. De ce făceau ei asta? De ce, dragii mei? Pentru că atunci când venim la frângerea pâinii, atunci noi trebuie să ne cercetăm. Deci, iată, la 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 17 până la 34, ne spune că unii oameni au pierdut sensul cinei Domnului. Ei nu mai stăruiau, ei luau parte, mâncau, dar au pierdut sensul. Cum? De la versetul 17 spune așa, Apostolul Pavel le scrie creștinilor din orașul Corint. Zice, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la o la altă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Cum? Poți merge la o biserică și să devii mai rău? Da. Poți merge la o biserică la care să devii mai rău. Și iată, corintenii mergeau la biserică, la biserica lor plantată de Apostolul Pavel și Pavel zice, eu îți șocat, că voi vă adunați nu ca să deveniți mai buni, voi vă adunați ca să deveniți mai răi. De ce așa? Ce mai înainte de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Zice, și în parte eu cred că trebuie să fie și partid dintre voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. că atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul iese flămând după toată masa asta. Dar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau desprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În prevința aceasta, nu vă laud. Ei, cum era cina Domnului? Nu așa ca la noi. Noi, vedeți, facem numai pâinea și vinul avem aici. Ei nu așa făceau primii creștini. Ei făceau cum am făcut în Bruxelles. Ați privit filmul acela care l-am pus din Bruxelles. Ați văzut cum am avut cina acolo la... când am fost noi în vizită. Noi dimineața am avut botez, dar seara ne-am adunat cu întreaga biserică la o cină. O cină cu toată mâncarea, toată masa. Și acolo, stând la cină, stând la masă, am sărbătorit cina Domnului. Am făcut și cu pâinea și vinul la masă. Exact așa făceau corentenii. Serviciul de vin se încheia cu o masă. Ei stăteau la o masă toți și masa asta, cum se făcea masa asta? Fiecare aducea ce, și dorea el de acasă. Acum, ascultați cum veneau ei. Veneau și puneau la masă, deci unul spunea punea mâncarea și o mânca el. Nu-i pasă de cel care stă alături. Că erau și de cei săraci care nu au putut să aducă nimic. O fi avut cei studenți, o fi avut nu știu. Nu putea să pună nimic, știi? Și atunci nu-i la cel care nu a adus nimic, mânca el în fața la acela. Mai rău încă, cel care a adus vinul pentru cina Domnului, punea el sticla la gură și o bea el toată. El nici măcar nu, nu împărțea pentru ca să facă cina Domnului. Voi înțelegeți în ce o transformat ei cina Domnului acolo? Semnul noului legământ ei l-a transformat cum bătaie de joc asta era. Pur și simplu era o adevărată bătaie de joc. Pavel le spune mai departe, și iată aici, Pavel le explică cum se ia corect cina Domnului. El zice așa, am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit, lucru care eu deja v-am spus, da? Zice, după ce a mulțumit, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre pomenirea Domnului Iisus. Tot astfel, după ce a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâine aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dar cum poate fi asta? Cum în chip nevrednic? Păi cum am văzut? Cum am văzut la ăștia? Ei veneau și nu-i pasă nimic de celălalt. Ei veneau pentru fală. Ei au transformat cina Domnului într-o fală Într-un fel de a-l de a face de rușine pe celălalt. Zice, voi vă adunați ca să-l faci de rușine pe celălalt. Să-i faci rău celuilalt, nu să-i faci bine. Iată, asta nu e închip vrednic. Acum, iată la versetul 28, îi explică bine, sublineați versetul ăsta, pentru că aici explică ce înseamnă să iei parte închip vrednic la cina Domnului și ce înseamnă să stărui înfrângerea pâinii. Zice, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânci din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cum? În ce privință să te cercetezi? În privința noului legământ. Pentru că noi am intrat în nou legământ cu Domnul Isus Hristos. Toate condițiile noului legământ sunt scrise în Noul Testament. Și atunci când vin la cina Domnului, eu ca și copila lui Dumnezeu, eu ca și un om care am intrat în nou legământ, eu trebuie să mă cercetez pe mine. Unde eu am călcat legământul ăsta? este undeva unde eu am nesocotit legământul ăsta. A fost ceva care eu n-am trăit potrivit cu legământul ăsta. Cum v-am mai spus și repet eu de multe ori, îmi fac un audit personal, eu. Eu îmi fac auditul ăsta, eu îmi fac verificarea. Nu aștept să vină de la fisc. Eu îmi fac audit, eu îmi verific viața mea, cum este viața mea, cum îmi trăiesc eu viața mea. Iată, îmi fac o verificare duhovnicească în toate aspectele vieții. Dar cum este relația mea cu soția? M-am purtat eu conform legământului cu soția mea? sau eu am nesocotit legământul ăsta în relația cu soția mea. Dar cum am purtat eu cu copiii mei, conform legământului în care am intrat eu, că legământul, legământul Domnului Isus mă învață toate lucrurile. Legământul, nou legământ în care am intrat noi cu Domnul Isus presupune absolut totul. Relația cu soția, relația cu copiii, relația cu fratele, relația cu sora, relația cu rudele, relația cu statul, relația cu aproapele, toate lucrurile, relația cu vrăjmașul, relația cu, to cu, toți absolut. Cum, cum fac eu potrivit cu legământul ăsta? Eu trăiesc corect sau nu trăiesc corect? Asta înseamnă să te cercetez. Deci zice, fiecare să se cercetează. Pentru că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda. Cuvântul o sândă înseamnă condamnare. Subliniați cuvântul o sândă și puteți scrie în și scriți pe, pe câmpușor, dar cumva nu știți ce înseamnă o sândă. O sândă înseamnă condamnare. Deci cine mănâncă și bea, își mănâncă și beau o sânda lui însuși, condamnarea lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Iată-i, aceia din Corintei nu deosebeau trupul Domnului. Ei chiar la cina Domnului, ei îl nesocoteau pe aproapele lor. Nu-i păsa de aproapele lor. Îl făcea de rușine pe cela. Nu, nu, se gândea să împartă cu el că acela e flământ și el la cina Domnului nu-i dă o bucățică din mâncarea lui la acela să mănânce. Chiar la cina Domnului el calcă legământul care spune că beția este de străbălare. Spune clar, foarte clar, beția este de străbălare. Și el, la cina Domnului pune sticla la gură și îi dă bătaie înainte. Ați văzut cum fac oamenii ăștia? Uite așa, procedează unii. Deci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă el nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta, zice, sunt între voi, între creștini, mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Neputincios înseamnă, ori de ce te apuci, nu merge. Nu merge nimic de ce te apuci. Te-ai apucat de o școală, nu iese nimic. Vrei să faci o familie? Nu iese nimic te-ai apucat de o afacere, nu iese nimic. Parcă portmoneul cel la tău e spart. Nu iese nimic. Orice lucru nu vrei să faci, neputință. Nu iese nimic. Nu iese nimic. Deci, mi au fi făcut farmeci cineva, îți pui întrebări așa. Nu, dragul meu, dacă a intrat în nou legământ, nu mai funcționează niciun fel de farmeci, niciun fel de blestemii care ți-o fi făcut cineva. Gata, ai scos de acolo. Dacă a intrat în nou legământ, nu căuta probleme cine ți-o făcut farmeci și vrei. Caută problema la tine, pentru că ții nu-ți pasă de legământul, nu trăiești potrivit cu legământul. Și îți spune că dacă nu trăiești potrivit cu legământul, atunci zice, din pricina asta sunt între voi mulți neputincioși. Ratați asta înseamnă, ratați creștini, ei sunt ratați. Orice nu încearcă, nu iese la ei nimic. Nu iese, nu le merge viața. Mai mult spune, din pricina aceasta, între voi, unii sunt bolnavi. Nu înseamnă că orice boală se trage numai decât de aici. Dar una din precini poate fi asta și trebuie să verifici. Dar nu cumva boala pe care o am eu mi se trage de la ceea că eu am călcat legământul, că eu nu-mi pasă nici nu mă verific măcar. Iau parte la cina Domnului, dar nu mă verific. Cum îmi trăiesc eu viața? Nu vine cumva boala mea din păcatele în care trăiesc eu sau din nepăsarea mea pentru felul cum îmi trăiesc viața. Mai mult, acolo spune și nu puțin dorm. Cuvântul este dorm în Biblie e folosit pentru moartea fizică a celor care au intrat în nou legământ cu Domnul Isus. La deși nu se spune moarte, se spune dorm, au dormit. Înseamnă cu unii mor, mor subit. O să vă spun mai târziu și un caz. Eu cunosc multe tare cazuri, dar o să vă spun numai despre unul. Ei, iată, în Biblie s-a întâmplat așa un caz. Când biserica aceea primară mergea foarte bine și zice oamenii erau o inimă și un suflet, nimeni nu spunea că averile lui sunt ale lui. Oricine vedea o nevoie, pe pejor. zice, au pornit până acolo încât își vindeau averile, împărțeau între ei. Și asta nu era controlat de apostoli. N-au spus apostoli. Așa, azi toți au plecat acasă, vând toți apartamentele și aduc banii la noi ca să îi împărțim egal. Nu, niciodată n-au făcut Apostolii așa ceva. Niciodată. Un om, pe nume Iosif, căruia mai târziu i-au pus numele Barnaba. Barnaba înseamnă fiul mângâierii. Omul ăsta, el avea o moșoară ceva, avea o moșie și el o hotărât să vândă tot, o a dus și-o dat la picioarele apostolilor și apoi el cu totul s-o dedat în lucrul Domnului. A fost un mare, mare lucrător pentru Evanghelie. Unul care a lucrat împreună cu Pavel, de altfel a fost un fel de mentor al lui Pavel. El la o vreme l-a ajutat pe Pavel mult. Pe urmă s-au despărțit, eu fost acolo în conflict și s-au despărțit. Însă ăsta a fost un om deosebit. Când a făcut el fapta asta, era un cuplu, Anania îl chema pe bărbat și Safira o chema pe femeie. Safira e nume frumos, înseamnă de la piatra aceea, Safir, știți? Numai că iată fapta asta ei, nu știu cum că nu prea dau oamenii numele Safira azi, după ce au făcut ea fapta aceea și scris despre ea în Biblie. Ce au făcut ei? Anania cu Safira. Deci ei s-au gândit așa, mă, ia uite ce nume și-au făcut Barnaba asta. Odată dat moșia și deodată, deodată a devenit așa respect, deodată așa un nume, așa de respectat, toți îl iubesc, toți îl apreciază, atâta laud la adresa lui. Ia mai facem și noi așa. Invidia a început să lucreze în inima lor. Și atunci ei s-au dus și au vândut, aveau și ei o s-au dus și au vândut-o, dar o parte au ținut-o pentru ei și o parte au adus o dea, o dea acolo, ca să-și facă și ei un nume. Și au adus-o la apostoli. Și apostolii Scrie aici așa. Deci un om numit Anani a vândut o moșoară cu nevastă Safira. A oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, cu știrea nevestei lui. Și o nevastă poate să fie un ajutor potrivit? Și o nevastă care este un ajutor potrivit, care trebuie să fie un ajutor potrivit. Când bărbatul o ia razna, atunci îi spune, la loc, la loc, dragul meu, la loc, nu-i nu, nu, nu corect, nu-i drept ce faci tu. Când bărbatul începe a face ceva, atunci este ajutor potrivit când îi spune, nu, 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 vino, dragul meu, înapoi, vino înapoi, nu-i corect. Când Anania i-a spus lui Safira, auzi Safira, o parte o dăm acolo, dar o parte nu știi, nimeni, o ține și o folosim, ne facem ceva. Safira trebuie să spună, nu, nu-i corect Anania, nu-i corect Anania, de să procedăm corect, soțul meu drag. Corect trebuie să procedăm înaintea Domnului, nu facem așa. Ea însă nu a procedat așa, i l-a susținut. Și am văzut, soției de astea, care atunci când soțul a luat-o pe căi greșite, în loc să-l confrunte și să-l oprească pe soț, să-l oprească, ea l ascunde. Nu cumva să se facă de rușine, nu cumva să știi toți. Rușinea o să vă fie încă mai mare și nu numai rușine. s fi gândit poate și aici că rușinea să nu-i fie mare. Rușinea a fost foarte mare după aceea și nu numai rușine. Ascultați și s-a terminat toată istoria asta. Așa, deci a oprit o parte din preț cu știrea nevestei, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoare? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ta? Nu i-a cerut nimeni. Fiți atenți la cuvintele astea. Dacă nu o rămâneai, nu, o vindeai, nu rămânea ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei. Nu ne interesează pe ei, e averea ta, tu faci ce vrei cu ea. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe Dumnezeu, pe om. N-ai mințit pe om, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a, -a, a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Cine a Domnului? Ați auzit ce a spus acolo? Cine nu deosebește trupul Domnului, ce face? Poate muri subit? Poate muri subit. Nu neapărat când se întâmplă aici. Să nu crezi dacă nu a murit subit în fața pâinii și a... Nu, nu, nu. Lucrurile intervin. Deci crezi tu că felul ăsta de purtare a lui Anania și Safira s-a început aici cu asta? Undeva s-a început. Undeva mergea dacă eu a ajuns până aici. au ajuns până la punctul ăsta. S-a intervenit. Gata. Cuvântul care spune din pricina aceasta, nu puțin dintre voi sunt neputincioși, sau bolnavi, sau dorm. Iată, Anania o a dormit. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după trei ceasuri a intrat și nevasta, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune cu atât ați vândut mășoara? Da, răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău, sunt la ușă și te vor lua și pe tine. I-a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit o moartă, au scos afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Asta a făcut Dumnezeu. Iată oameni care au încetat să mai stăruie în frângerea pâinei. Că până acolo, zice, toți stăruiau în frângerea pâinei. Toți se cercetau bine, își verificau bine starea și îmblau cu curăție de inimă. Și nu ascundeau lucrurile. Și atunci când era ceva greșit, se pocăiau și își îndreptau viața. Anania și Safira au hotărât să înceapă a mușamaliza lucrurile. Ale și catorii, cum zicem noi, da? Așa că nu se mai va. Să arate altceva decât este. În realitate nu-i ceea ce arătau ei. Iată și așa s-a terminat toată istoria asta. Uh, am răspuns zilele astea la niște situații extrem de grele. Iată, mi-a scris o femeie, video este, o să-l ascultați, să-l ascultați și dumneavoastră. O situație extrem de grea. Și femeia asta, ea îmi spune ce să fac eu. Eu am păcat extrem de grave. Eu de acum, de o bucată de vreme, eu nu particip la cina Domnului. De ani de zile nu particip la cina Domnului. Eu mă tem că dacă mă duc să spun păcatele, să le mărturisesc la păstor, eu voi fi excomunicată. Excomunicat și gata, nu mai este nicio șansă pentru mine. Dragii mei, nu gândiți așa, nu lăsați satana să vă pună gândul ăsta. Dacă ești tu în situația asta, nu lăsa satana să-ți pună gândul ăsta. Vino și mărturisește. Mărturisește și eliberează-te de tot. Dacă va trebui să-ți fie aplicată disciplină, îți va fi aplicată disciplina. Și disciplina nu-i pentru răul tău, disciplina e pentru binele tău, ca să te restabilească oricare disciplină nu va trebui să-ți fie aplicată, va fi pentru binele tău. Pentru binele tău. Dacă amâne așa mai departe, ea, pur și simplu, nu mai vede nicio ieșire din situație. Nu mai, nu mai vede ce mai poate să facă, cum să facă. Tare, mă rog, ca să asculte sfatul pe care l-am dat în video și să stărui înfrângerea pâinii să stăru înfrângerea pâinii, asta înseamnă să recunoască, să-și mărturisească păcatul și să iasă din starea asta. Nu poate rămâne acolo. Cu unii așa se înșală, că dacă eu nu iau parte la cina Domnului, n-am să iau azi pâine și nu iau azi vin și înseamnă că e tot ok. Înseamnă că nu o să funcționeze lucrul ăsta care au spus acolo cu boală, neputință și moarte, nu o să funcționeze. Funcționează! Că rolul cinei domnului nu constă nemijlocit în aceea că ai luat și ai mâncat bucățica de pâine. Rolul cinei domnului este să te cercetezi tu și tu ai venit și ai auzit foarte bine. Acum ai ascultat, ai auzit, dar tu nu faci pasul și tu nu vrei să-ți dregi viața. Nu vrei să-ți repari viața. Atunci numai decât, ci va funcționa. Nu poate să nu funcționeze. Iată alt caz divorț la patru luni de la căsătorie. mai căsătoriți și la patru luni au divorțat tânărul celălalt mi s-a adresat, nu știi ce să facă, cum să repare. Dar tânărul mărturisește că înainte de căsătorie, ei au întreținut relații sexuale. Le-a pus satana în minte un gând, ei fiind copii de Dumnezeu, le-a pus satana în minte un gând. Că oricum o să ne căsătorim, oricum știm numai noi doi și s rezolva problemele, cumva o să fim noi bine. S-au căsătorit, se iubeau de nu mai puteau, două luni zici că au fost bine, peste două luni nu se mai pot suferi unul pe altul. În Scriptură spune că să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nesporcat. că Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvar, Și atât ce au făcut ei, asta este curvie. Când doi oameni necăsătoriți întrețin relații sexuale și nu contează cât de mult se iubesc ei sau nu se iubesc sau nu știu ce, nu au nicio îndreptățire. Când doi oameni necăsătoriți întrețin relații sexuale, Asta e curvii. Și ei n-au mărturisit, n-au rezolvat, n-au încercat nimic să fac. Și acum îi ruinată i căsătoria lui. Dar el mi-a spus pentru că vrea să-și salveze căsătoria, dar nu sufletul lui. Cum ia el parte la cina Domnului? Ce face el mai departe? El vrea să-și salveze numai căsătoria. i am spus, băiete, tu ai probleme grave, foarte grave. Mai presus decât căsătoria. Tu ai probleme grave în legământ cu Dumnezeu. Tu ai probleme în legământ cu Dumnezeu. Tu ai probleme în legământ cu, cu, cu soția ta. Ce faci tu? Trebuie să rezolvi poți rezolva. Trebuie să stărui înfrângerea pâinii. Trebuie să rezolvi, să mărturisești, să te cercetezi pe tine, să mărturisești, să ieși din starea asta. Nu poți rămâne acolo. Iată, altcineva îmi scrie, cum pot să mă pocăiesc cu adevărat, zice, sunt din familie de creștini. Am venit, dar eu n-am o viață creștinească, zice, viața mea e foarte superficială, eu n-am bucurie, n-am nimic, eu n-am o viață, n-am o viață. O să vedeți ce am răspuns. Însă, Persoana asta trebuie să-și repare relația cu Dumnezeu. Trebuie să o repare. Nu poți așa, nu poți lua parte în chip superficial, așa, la cina Domnului. Am zis că vă spun un caz. Când eram la Biserica Iisus Salvator, știam un tânăr care tocmai se pocăise și s-a botezat. Am văzut botezul lui, Într-o dimineață, când am ieșit și mă duceam la parcare să-mi iau mașina, era o zi de, nu știu, iarnă, primăvară, cam ca pe Și văd, el merge înaintea mea, că eu l-am recunoscut că merge el înaintea mea. Și ies să fum. Mă gândesc, poate, poate respiră și eu iau și respir și eu uh, uh, fac și eu să văd cât fum. Nu prea e să fum, știi? O, oh, dacă e așa, l-am ajuns de urmă. L-am ajuns din urmă și el, când m-a văzut cu țigara în gură, m-a L-am bătut pe umăr. Mihaiț, tu ești în legământ cu Domnul Isus? Da, frate Vasile, da, da, că m-a biruit spita asta, da, gata, gata, eu les. Și am rămas cu el acolo și am spus, e foarte rău ce faci tu, foarte rău. Tu te joci cu legământul în care ai intrat, tu trăiești o viață dublă. Nu se poate așa să trăiești, oprește. Eu o să mă opresc, o să mă opresc. Ca după o bucată de vreme, să aud că el s-a legat cu o fată necreștină. Și un creștin nu se poate căsători cu necreștin. Un creștin se poate căsători numai cu o persoană care face parte din aceeași legământ. Și asta nu este opțional. Asta nu este o recomandare. Asta este o poruncă de la Mântuitorul nostru, Isus Hristos, de la Domnul nostru. Domnul nostru Iisus Hristos a spus că un creștin se poate căsători numai în Domnul. Numai în Domnul, asta înseamnă numai cu o persoană care face parte din același legământ. El s-a legat cu o fată necredincioasă, bancă și a început să meargă pe la fata asta. Normal că a început să trăiască cu ea, a început să întrețină relații cu ea. Eu am aflat, mama lui îndurerată a venit și mi-a spus să facem ceva, cum să-l scăpăm, cum să-l oprim, ce să facem pentru el. L-am invitat odată cu mine, că aveam o conferință undeva prin țară să o predau. Apropo, tocmai despre asta trebuia să predau. L-am luat și tot drumul am vorbit cu el, tot drumul am vorbit cu el când am venit înapoi și am spus oprește, 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 pocăiește cu adevărat, trăiește ți viața de creștin adevărat. Domn Vasile, da, eu o să fac, eu numai decât, nu a venit timpul când da, o să fac. I-am zis exact asta, Mihaiță, i-am citit ceea ce v-am citit vouă. I-am spus, uite atent, ce-ți spun aici. Îi scrie aici, ori dacă nu te oprești, atunci neputință, da, neputința de am funcționează, că nimic, zice, nimic nu mi-e, nimic la mine nu merge. Neputința funcționează. Apoi, uite, urmează boală, urmează moarte subită. Ia în serios ce-ți spun. Ascultă-mă foarte atent ce spun. Asta era luna martie. Luna martie, când eu vorbeam cu el în mașină. Trece luna aprilie, trece luna mai, trece luna iunie și la începutul lunii iulie, el era la fata aceea. Băut, cred că. Da, o băut. S-a certat cu fata aceea. S-a așezat pe geam. Geam la etajul cât o fi fost, 4, 5, și stând pe geam, nu știu ce a fost. O fi vrut să întoarcă sau ce, s-a de pe geam. Și s-a apucat cu mâinile. S-a apucat cu mâinile și el striga, nu vreau să mor, nu vreau să mor, nu vreau să mor, dar era partea aceea, să mâinile, gata, nu necau mâini, legat, mai cu degetele, să închipui, mai nu numai cu de acolo. Gata, nu putea face nici strag, nici nimic. Eu nu știu cum a procedat fata aceea, știu, eu nu știu, poate Năstica știe mai bine detalii, că ea mă, îmi pare că o, în loc, cu ori să-l ajute și ori nu știu ce s-a întâmplat, în orice caz el o căzut și la foarte scurt timp a plecat. S-a dus. Pentru că Dumnezeu nu vorbește în zadar. Și vreau să vă spun, eu știu multe, multe, multe astfel de cazuri. v-am spus numai unul, din lipsă de timp v-am spus unul. Dumnezeu nu se joacă cu legământul. Noi am intrat într-un legământ în care nu trebuie să ne jucăm. Să nu ne jucăm cu legământul ăsta. Să luăm foarte serios legământul în care am intrat. Trăim într-o vreme stricată, un neam ticălos și stricat. Și tot mai tare ticălos și stricat este. Iată acum dimineața când vorbeam cu cineva, spune, trei căsătă, o spus cineva o persoană care o condus nunți și zice trei ultimele căsătorii care le-au condus s-au sfârșit foarte repede, au divorțat. Noi trăim într-un neam ticălos și stricat și când copiii lui Dumnezeu se potrivesc chipului veacului de acum, Biblia spune nu vă potriviți chipului veacului de acum, ci fiecare din voi să se transforme prin înnoirea minței lui ca să deosebească bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Oamenii au ajuns să ia căsătoria ca așa, știi, da, păi ce, lasă-o, domnule, că înainte oamenii spuneau la căsătorie, ai grijă, căsătoria nu e un măr, ai mușcat și nu-ți place la arunce e altul. Nu, exact așa oamenii, acum se poartă. De parcă căsătoria ar fi un măr. O luat, mușcă, nu-i place, la aruncă, el crede că o să ia altul, să găsească un măr mai bun. Nu poți. Asta este călcare gravă, gravă a legământului și la bine să nu te aștepți. Cineva crede, la că persoana asta nu-i bună, mă căsătoresc eu cu cineva și o să fie bine. Și poate că o să fie bine, așa în aparență. Numai că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocore. Ce seamănă omul la și se cera? Dumnezeu nu se lasă să fie batjocore de nimeni. Va merge așa cum o spus el. Eu tot mesajul ăsta l-am spus pentru că vreau să stărui cu adevărat în frângerea pâinii. Ai putea să respeți fraza asta după mine? După tot ceea ce ai auzit, vrei să stărui cu adevărat în frângerea pâinii? Ce înseamnă tăcerea asta? Vrei să stărui? Ia repetă după mine. Vreau să stărui cu adevărat în frângerea pâinii. Apoi dacă vrei să stărui cu adevărat în pâinii, ia notează întrebările astea. Pe urmă, dacă ceva le scap din vedere, le mai poți vedea online. Când merge transmisiunii online și Puneți întrebările astea și gândește foarte, foarte bine. Dă răspuns complet la întrebările astea. În ce privință trăirea mea din ultima lună, de la ultima frângere a pâinii până acum, în ce privințe trăirea mea nu este conform noului legământ. nu e conform noului legământ. Și Duhul Sfânt îi mustră și îți spune, asta nu e conform noului legământ. Tu nu faci corect. În ce privințe nu bine. Ce fapte, vorbe și atitudine ale mele din ultima lună nu s-au potrivit cu nouul legământ? De deci ce ele nu se potrivesc? Nu sunt în acord cu nouul legământ în care am intrat, cu ceea ce scrie în Biblie. Ele nu sunt în acord. Cum? Cum? Care sunt faptele astea? Cum și de la cine trebuie să-mi cer iertare? Când voi face aceasta? Cum și de la cine trebuie să-mi cer iertare? Și nu mai pot amâna, nu mai pot, lucrurile trebuie rezolvate. Când și de la cine trebuie să, trebuie să rezolv ceva? Trebuie să renunți la ceva? Poate la o încăpățânare de-a la care nu vrei să renunți? Trebuie să renunți la o încăpățânare, trebuie să te smerești. Unde, în ce lucruri trebuie să mă smeresc? Nu pot merge, nu pot rămâne, nu pot persevera în încăpățânarea asta. Ce voi face ca să nu mă mai întorc la faptele, vorbele și atitudinile greșite? Când voi face? Când voi face aceasta? A stărui înfrângerea pâinii înseamnă gata, eu o rup. Asta nu înseamnă că vin și spun lucrurile astea aici, și apoi mă duc și le fac chiar de nou. Nu, 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 asta nu-i pocăință. Asta nu înseamnă a stărui înfrângerea pâinii. A stărui înfrângerea pâinii înseamnă că eu categoric renunț. Eu am descoperit, în viața mea sunt lucruri care nu sunt bune și eu categoric am hotărât că eu la lucrurile astea renunț. Eu nu mai accept lucrurile astea să mai fie în viața mea. Eu renunț. Total renunț la ele. Iată, așa, Dumnezeu, să vă ajute. Să stăruiți înfrângerea pâinii. Așa să mă ajute Dumnezeu pe mine să stărui înfrângerea pâinii.